Bun venit în pod, acea emisiune în care vom arunca o privire pe câteva știri din ultima săptămână. Astăzi nu prea multe pentru că voi vorbi predominant despre Windows 10, a cărui prezentare pe larg a fost fix când făceam emisiunea asta data trecută. Așa că trebuie să aștept o săptămână. Dar înainte de asta, hai vorbim despre câteva alte lucruri. Vă plac jocurile ieftine? Cred că da, nu-i așa? Adică toată lumea așteaptă o super ofertă pe Steam sau pe Origin sau pe Gamer's Gate sau pe orice altceva. Nu Uplay, nimănui nu-i place Uplay, dar mai sunt și alte site-uri cum ar fi G2A sau cum îi spune sau Kinguin sau altele care oferă super, duper, mega, hiper, ultra oferte pentru jocuri chiar în mod misterios. Dar nu chiar misterios, sunt coduri luate din teritorii unde jocurile sunt mai ieftine și... să zicem că mai pică de pe un camion o livrare de niște cutii de jocuri și codurile mai dispar și oricum ideea este că Ubisoft a dezactivat câteva coduri de Far Cry 4, coduri care conform companiei erau cumpărate fraudulent, prin fraudă, printr-un fel de acțiune ilicită, ilegală, comisă cu răutate, nu de cei care au cumpărat și l-au înregistrat. Ăștia sunt mai mult victime acum pentru că au fost și jegmăniți de cei care le-au vândut. Frauda a fost comisă de cei care au vândut codurile, iarăși prin site-uri cum ar fi G2 asta, cum îi spune, sau Kinguin, care ori tind să le cumpere în masă de la diverse surse, ori acționează ca un fel de intermediere între indivizi care vând jocuri în mod misterios la prețuri mici și cei care le cumpără, iar apoi se trezesc că nu le mai merg codurile pentru că erau furate. Reacția inițială a internetului a fost, desigur, că Ubisoft lua iar naibă pe Ubisoft că au făcut, uite mă, numai Ubisoft face asta, să ia, ne-am făcut, mă, ce vreți mă voi de la noi, doar să vină jocuri foarte scumpe. Ok, înțeleg reacția la nivel așa mai lăuntric de nevoie de a urla la Ubisoft, pentru că mi-am petrecut ultimul an urlând foarte mult la Ubisoft, în special cu The Crew. Dar în acest caz, Ubisoft nu e tocmai în totalitate malefic. Pentru că dacă acele coduri au fost literalmente furate, pentru că ar putea fi furate, cum au spus cei de la Ubisoft, atunci este dreptul lor să le dezactiveze. Pentru că în acest caz nu e vorba de piraterie, că ai copiat un joc, nu, e vorba de furt pe față. Cineva a luat un cod de pe o cutie, în efect anulând acel exemplar, distrugând vânzarea. Pirateria ar fi fost chiar favorabilă față de acest act. Dar din piraterie nu se mai prea scoate profit. Că de torente și internet foarte rapid cam peste tot. Nu mai vezi pe Gigi Kent care stă la Coldscope de jghea de CD-uri. Acum ai totul pe internet. Care e o referință la un episod foarte, foarte vechi din Roboții. Cred că era cel mai amuzant episod. Dar oricum nu contează asta. Esența acestei știri. Aveți grijă de unde cumpărați jocuri. Pentru că, în general, dacă nu sunt de la magazine adevărate, cum e Steam, cum e Gamer's Gate, cum este Origin, cum este și parțial Uplay, cum e Green Man Gaming, cum e Humble Bundle, cum e Indie Gala, cum e Bundle Star, cum sunt multe, riscați să o pățiți. G2A are un sistem de protecție, în sensul că dacă cineva îți trage țeapă, ai avea opțiunea de a-ți recupera banii, ceva ce ar trebui să aibă și Steam, dacă te gândești exact cât de multă țeapă și-au luat unii oameni cu jocuri, unele de la Ubisoft, dar tot trebuie ca să aibă acel sistem, tocmai pentru că știu de unde le vin codurile. E mai mult ca un fel de amanet. Cioc, cioc, poliția, cei, oh, uite, erau furate, vai, nu știam, habar, nu, și le-am văzut mai departe, oh, vai, ce ne facem acum? În acest caz, iarăși, Ubisoft nu este diavolul. Este diavolul în alte instanțe, dar în acest caz, nu, mai ușor. Deci, nu, nu e chiar totul alb, negru, Ubisoft, diavol și atâta. Vorbind de diavoli, diavolul nostru preferat pare să fi revenit la vechile obiceiuri. Electronic Arts a lansat recent un joc Need for Speed nou pentru mobile și altceva, numit Need for Speed No Limits. Un joc gratuit, deci nelimitat pentru că este gratuit și referitor la partea aia de No Limits. Au adăugat recent în joc oarecum o limită. Vedeți voi, combustibil. Știu că în The Crew este o petiție pentru a adăuga consum de combustibil ca să fie așa mai realistic, oarecum jocul mai tangibil, dar într-un joc Need for Speed pentru mobile gratuit au adăugat combustibil pe care trebuie să-l plătești cu bani reali.
și tangibil, palpabil, ăia pe care câștigi cu greu ca să-i poți da pe benzină adevărată. Acum îi poți da pe benzină virtuală, într-un joc Need for Speed numit Need for Speed No Limits. Și poți cumpăra benzina asta folosind, desigur, bani adevărați prin intermediul unor monede virtuale, iarăși acel gold clasic care poate costa în jur de nu mult, vreo $300 pentru 290 de lingouri de aur, ca să poți cumpăra benzină virtuală. Anterior nu avea mecanica asta și eu cu nu, dar adăugat-o pentru că, hei, de ce nu? Adică lumea le juca, iar acum nu mai vrem asta. Ce efect are benzina? Păi ca benzină, adică fără ea nu poți să mergi. Ca un fel de cronometru care îți permite ca să joci cât timp ai benzină. E cam aceeași mecanică de pierdut timp pe care o vedeai cam în fiecare joc din asta gratuit. Cum era la Dungeon Keeper că nu puteai să faci mai mult de o clădire pe o oră, pe o zi, pe 10 ani, dacă nu plăteai gold. E aceeași chestie, doar că într-un joc Need for Speed. În loc să punești taxe pe upgrade-uri la mașină, upgrade-uri cosmetice, un spoiler mai frumos, mai fizic, au pus pe benzină, o mecanică ce n-a fost literalmente niciun joc anterior, dar barem într-unul numit No Limits. Apoi o altă știre interesantă. Nvidia a cam pățit-o puțin tel în ultima vreme. Vedeți voi, placa video GTX 970, o placă video superbă, deci asta are o performanță de stămâța în coadă. Nu e tocmai ceea ce spune Nvidia că este. Adică este vândută ca o placă video ce are 4 GB de memorie video. Și teoretic, da, are 4 GB de memorie video. Însă, ce a tot descoperit lumea în ultima vreme este că ultimii 500 de mega nu sunt tocmai atât de buni. Viteza de transfer scade masiv în acei ultimi 500 de mega, adică se prăbușește, devine aproape, hai să zicem, inutilizabilă pentru o placă video, ceva ce a rezultat în foarte mulți oameni nefericiți. Pentru că au văzut, mă, am dat bani pe o placă video atât de fistichie cu 4 GB de RAM, nu pentru 3.5. De ce n-ați spus că are 3.5? Practic are 4, au dreptate, are 4 GB de RAM video GDDR5, doar că din cauza modului în care este redus procesorul de la 980 la 970, pentru că e cam aceeași chestie, doar că au tăiat părți din el, pentru că în general, modelele care nu sunt suficient de performante, adică chipul nu este suficient de bine făcut cât să fie, un 980 nu este destul de întreg, e ciuntit și devine un 970. Păi, când au tăiat, când au ciuntit placa video ca să fie 970, au tăiat una din legăturile care ducea la acea ultimă partiție de memorie. Așa că în loc să fie vreo două căi de acces care să meargă simultan și perfect și sublim, este doar una singură ce nu are aceeași performanță. Iarăși, pentru multe jocuri asta nu va fi o problemă. Depinde foarte mult de cum alocă sistemul de operare memoria. Doar că în cazul în care o va aloca acolo unde nu trebuie, evident o să meargă mai lent. Și dacă rulați ceva pe detaliu 4K, ceva pe un detaliu masiv, e posibil să se vadă exact performanța slabă atunci când încarcă acea ultimă memorie. Totuși, Nvidia n-au băgat capul nisip și nu s-au făcut că plouă. Au spus destul de clar că da, asta se întâmplă, așa este construită placa video, știm, și acum încearcă să lucreze la un driver care va asigura alocarea corectă a memoriei. Să nu folosească acea memorie decât dacă literalmente nu are nicio alternativă. Asta ar trebui să asigure că nu vor fi probleme de performanță când folosești până în 3,5 GB de memorie video. Ceva ce dacă nu rulezi în 4K ar fi cam imposibil să depășești. 3,5? Serios, dacă rulezi 4K, n-ai un 970. Ai poate două 980-uri. Deci dacă joci Skyrim foarte, foarte modat, da, atunci s-ar putea să umple de multe memorii chiar fără 4K. De asemenea, Nvidia a spus că cine vrea să returneze placa video din cauza asta, au tot dreptul să o facă și dacă vânzătorul nu vrea să o ia înapoi, adică magazinul, atunci pot contacta Nvidia ca să le vină în ajutor. E o problemă, evident, cu placa video, care s-ar putea să ne afecteze chiar pe toată lumea, dar este acolo și bravo Nvidia, au reacționat bine, adică n-au ignorat, n-au spus că nu, nu e adevărat, nu e vina noastră, au recunoscut, au arătat exact despre ce este vorba și lucrează la rezolvarea sa. S-au comportat foarte bine, aplauze! Și ca să fim echidistanți și echilibrați, acum veste despre AMD.
care va lansa următoarea generație de procesoare, sunteți gata, în 2016, spre finalul anului. Spre finalul lui 2016. Arhitectura cea nouă Zen pare că tocmai atunci va fi lansată, se știe doar că va avea un TDP de 95W, cam cât au acum variantele mai ghilimele economice ale procesoarelor FX. Va fi pe un socket nou, din câte am înțeles unul FM, nu unul AM, deci vor continua pe asta. Va avea suport pentru memorii DDR4, ceva ce în 2016 ar fi ok, poate atunci va scădea destul de mult prețul la DDR4 și vor avea cam 8 nuclee. Din câte au spus anterior, arhitectura Zen va reveni la o configurație mai tradițională, adică în loc să fie două module care împart un floating point modul, cum îi spunea, vor fi nuclee tradiționale, așa că poate că vor avea o performanță single-threaded mai bună, adică pe un singur fir de execuție, pentru că aici AMD chiar n-a făcut o arhitectură chiar grozavă, cel puțin nu în sensul de x86 tradițional pe care îl folosim noi, în special la jocuri sau la aplicații care nu folosesc un PC în niciun fel la potențial sau maxim. Ca un exemplu, dacă vrei să faci virtualizare la greu, un procesor FX snopește bătaie cam orice altceva, care paralelizare până în urechi, până peste cap. Poate nu pe Windows, că Windows nu avea un sistem foarte eficient de atribuire a sarcinilor pe procesor, pe nuclee, dar erau bune pentru ceea ce erau, însă ceea ce erau nu se tocmai potrivea cu ceea ce ne trebuia nouă. Poate peste vreo 5 ani, dacă ar fi fost făcut arhitectura asta, ar fi fost chiar grozavă, dar acum nu prea. Iar acum evenimentul principal. Windows, nu stai mai întâi. Battletoads ar putea reveni pentru că Phil Spencer purta un tricou cu Battletoads, la fel cum Shams purta un tricou cu Rom 2, doar că de la el s-a ieșit lumea ca să fie o glumă pentru că este Shams. Însă Phil Spencer a spus că nu este vreo minciună, că nu ar face asta așa în glumă. Așa că o să avem un joc nou Battletoads. Moment foarte bun să vă amintesc ceva foarte clar. Primul Battletoads nu a fost un joc bun. Ăla de pe Terminator, de pe NES, nu a fost sub nicio formă un joc bun. Dacă vă amintiți că era bun, aveți o problemă de nostalgie. Poate l-ați jucat cu cineva și era amuzant să-l snopiți în bătaie. Jocul în sine nu era bun, sub nicio formă. Altele din serie au fost mai bune, mai răsărite și ăla de pe arcade era superb, dar originalul nu era un joc bun. Am detaliat asta într-o emisiune acum câțiva ani. Iar acum, Windows 10, mare demonstrație ce a cam sărit peste un lucru esențial. Bine, n-a sărit, dar a spicuit, l-a trecut așa în revistă. Vista rapid, uitați-l acolo, a sclipit bun, nu mai este. DirectX 12. Au arătat din el doar un demo făcut sau la un proiect la care lucrează FutureMark pentru testarea sa comparativ cu DirectX 11. Și atât. N-au mai arătat nimic din el, ceva ce e oarecum neplăcut, pentru că asta vroiam să auzim foarte mult de la Microsoft când vine, cu ce vine și dacă avem vreo șansă să fie lansat pentru Windows 7 sau 8. Aparent nu prea sunt șanse să mai apară până la urmă pe Windows 7 sau 8, așa că Richard Hudikin a spus anul trecut că Mantle e pe Windows 7, așa că măcar aveți ceva aici dacă nu o să primiți DirectX 12, pentru că nu o să primiți DirectX 12. Iar apoi AMD a lansat un anunț prin care spunea că Richard Hudikin nu știa despre ce vorbește. Hai, se pare că știa despre ce vorbește, deci avea dreptate. Dacă vreți să rămâneți la Windows 7, băgați-vă în pat acum cu Mantle cât aveți timp. Și băteți-i la cap pe Nvidia să facă la fel, dacă nu Windows 10 și DirectX 12. Totuși, hai să începem cu cea mai bună parte a prezentării Microsoft a lui Windows 10. Și anume anunțul că va fi gratuit. Bine, nu pentru toată lumea, dar dacă ați cumpărat o licență pentru Windows 7 sau Windows 8 până la sfârșitul acestui an sau până în ianuarie anul viitor, veți putea să faceți un upgrade gratuit a licenței de la Windows vostru la Windows-ul nou. Windows 9, Windows 10, bine, e 9, dar e 10. Deci trebuia să fie 9. De ce face Microsoft asta? Din mărinimia lor? Nu, pentru că, unul la mână, se gândește lumea, măi, ia să văd eu cât costă un Windows ăsta 7 sau 8 ca să cumpăr și apoi să am 10 gratuit. Sau, pentru că e mult mai ușor să ai un ecosistem coeziv dacă toată lumea folosește același Windows. Vor să meargă oarecum în direcția Apple, care are cam aceeași chestie pe toate, pentru că are aceeași chestie, dar ceva similar. Adică iOS seamănă, măcar e oarecum semi-pseudo
parțial compatibil cu macOS. Dar măcar e un sistem închis, așa că ar fi ceva compatibilitate. Vor să meargă pe ideea că, mă, toată lumea are aceeași chestie, așa că va fi mai simplu ca să-i servim pe toți. Nu vor mai fi 11.000 de variante de Windows, cum era la Vista. Vista avea mai multe variante decât avea sens să aibă. Acum va fi doar una, Windows 10. Același pentru PC, același pentru mobile, același pentru tot. Doar că nu va fi irritant, nu va fi limitant la a te obliga să ai o interfață palpabilă, tactilă, chiar și pe un PC. Nu, își va da seama că nu ai asta, așa că se va comporta ca un Windows normal, un Windows pentru muncă. Iar asta va fi superbă. Și acum partea foarte nașpa de la Windows 10. Va veni cu Xbox App integrat. Ce este Xbox App? Este o aplicație care îți permite, este Games for Windows Live din nou. Games for Windows Live la început era o portare directă, adică 1 la 1. Avea doar niște text schimbat al lui Xbox Live. Asta va fi exact aceeași chestie. Poate că nu o să aibă la început DRM-ul pentru jocuri propoane, o să-l aibă. O să-l aibă pentru că prin el va funcționa Fable Legends, un joc exclusiv pentru Windows 10. Mai știți cum vreau ca să vândă Windows Vista promovând că, mă, uitați-vă, mă, Halo 2, ce frumos arată, ce gigel arată, băi, ce pso, cum să vrei să nu-l joci pe Windows Vista? Mergea și pe XP. Pare mi se că nu s-au învățat minte și vor ca să facă același tip de promovare, aceeași manevră de marketing cu uite jocul, mă, nu-i frumos, doar în cazul ăsta jocul este sensul tâmpenie. Fable Legends este o copie a lui Dungeonland plasat în Fable. Jucați Dungeonland, este mai pitoresc, este mai original, e făcut de un studio din Brazilia. Nu sunt multe studiouri de jocuri din Brazilia. Dar jocul ăsta, Fable Legends, va permite sesiuni la comun între Xbox One și PC. Da, între Xbox One și PC, cum făcea, știți voi, Shadowrun, ăla nașpa între 360 și PC, până când jocul a fost închis pentru că era prea nașpa. Și oricum, varianta de PC era oarecum limitată în control, ca nu cumva să dea un avantaj necinstit opțiuni de control adevărate alor de PC. Vor fi la fel de multe limitări și în ăsta? Probabil da, pentru că iarăși nu vrei ca să faci console bots ca să se simte ofensați că vai că ăla trișează, că ăla are un mouse, o tastatoră! Iar acest Xbox App va mai permite înregistrarea de secvențe din jocuri, care chiar au trecut. Deci apeși un buton, de fapt o comandă, e Windows G parcă, ca să înregistrezi ultimele 30 de secunde dintr-un joc, chiar dacă nu era activ programul. E minunat, nu? Doar că, eu știu, Shadow Play face asta cu 20 de minute în loc de 30 de secunde, deci nu e tocmai o revelație. Și va permite streaming între PC și consolă. Nu în sensul că, mă, știi ce? Am luat un Xbox, îl țin în sufragerie, ia să iau, mă, un gamepad sau o tastatură wireless, să-mi pun așa în canapea frumos și să joc Civilization 4 pe Xbox. Nu. E în sensul că vei putea face streaming unui joc de Xbox pe PC. Un joc de Xbox care rulează pe 900p la 30 de cadre pe secundă pe un PC care probabil e mai puternic decât un Xbox. Și ar putea rula acel joc foarte bine, doar că nu există nicio portare încă. Că puteau să anunțe Master Chief Collection la lui Halo și măcar le aveam pe toate, adică să se repete ca lumea fenomenul Vista. Au băgat doar Fable Legends și au promis că, mă, că vor mai fi alte portări. Ok, bun, Quantum Break, să-l văd, hai. Dar n-a fost Quantum Break, a fost doar ăsta. De asemenea, Cortana va fi integrată în sistemul de operare, așa că dacă vrei să... Ați văzut filmul Her, la care Joaquin Phoenix se îndrăgostește de un AI, de fapt de un sistem de operare, de fapt de un asistent personal dintr-un calculator jucat de Scarlett Johansson? Cred că spre asta ne îndreptăm. E ca un fel de Siri, ceva mai brează și cu vocea Cortanei din Halo, pentru că, de ce nu? Nu puteai să dea vocea lui Fatima Duhan din Anachronox, pentru că de acolo au furat ideea, dar hei, nu le putem avea pe toate. Asta ar fi partea cu Windows, care ne interesează pe noi. Dar ce a mai arătat Microsoft la eveniment a fost ceva interesant, și anume Windows Holographic, un sistem de realitate îmbunătățită la care vei putea să proiectezi cu niște ochelari special diverse obiecte tridimensionale în mediul tău. E ceva gen, cam cum avea Cast AR, am făcut acum câțiva, acum un an, o emisiune despre aceste tehnologii 3D și Cast AR era una, doar că la Cast AR aveai nevoie de un ecran reflectiv
pe care să-l pui pe o suprafață ca să poată să proiecteze cum trebuie acolo acele holograme. Windows Holographic nu are nevoie de asta pentru că le proiectează oarecum pe ochelari. Demonstrația arăta interesantă, plăcută, frumoasă, fisticie și mi-amintea foarte mult de cea de la Kinect. Mai țineți minte Kinect cu Milo când Peter Molyneux pe scenă spunea: vai, am făcut această tehnologie minunată, uitați-vă la aia, uitați-vă cum știe ce e un pește, uitați-vă că i-a arătat o foaie și nu știu ce. Aia era o minciună. Aia era pe față o minciună totală. Acum nu spun, bă, da, spun, Microsoft a mințit. Adică ce au arătat nu există încă. E doar un prototip care poate are un sfert de o zecime din acea funcționalitate. Au spus cei care au testat că nu există latență, adică nu țopăie modelul atunci când te miști pe lângă el. Așa că măcar o asta, dar până vor livra ceea ce au spus, dacă vor livra ceea ce au spus și nu se transformă într-un Google Glass, o să treacă câteva decenii. Chiar Peter în sine, Molyneux, the hype man, fenomenalul mincinos, le-a spus: fraților, nu promiteți prea multe. Când Peter, the hype, minciună patologică, Molyneux spune, mă, las-o mai moale, clar e ceva putred la mijloc. Dar poate că va fi chiar ceva funcțional în vreo 7-8 ani, pentru că ar fi aproape în holodeck. Adică ai putea ca să joci Minecraft cum te-ai juca cu Lego, doar că nu o să calci pe ele. Și a revoluția programului, la fel ca Oculus Rift. Asta cu siguranță va genera foarte mult interes. Foarte mult interes. Cam astea au fost știrile esențiale pentru săptămâna aceasta. Mâine, dacă sunteți interesați de DirectX 12, să vă uitați la emisiunea de mâine neapărat. O să fie interesantă, promit. O să încerc să vă explic pe cât de bine pot exact de ce este vital să avem DirectX 12 în curând și Mantle, de ce oricât de mult l-ar persifla unii, este o inovație superbă. Și ar mai fi partea cu lansări. Raven's Cry nu mai apare săptămâna asta, o să fie amânat din nou și da, o să fac chestia cu lansările pe termen mai lung, așa mai lunar decât în fiecare săptămână, pentru că văd că tot le amână de la o zi la alta. La revedere!